Face dacă te-aș surda. Direct și la timpar. Fugi? Te ascunzi? Sau rămâi? Asta. Dacă îmi face noi un copil, cum ar arăta? Fata sau băiatul? Hai, fata. În circumstanțele date. Cum o vezi? Aș vrea să aibă ochii tăi. Să aibă tenul tău. Și buzele tale. Mama, cum arată asta? Copii, mâna, doamne! Te-ar ținut mult ca să nu mă săruți. Da, chiar m-am ținut foarte. Eu. Suntem un pic nostalgici pentru că încă nu ne vine să credem că am plecat de aici. Am stat o lună și două săptămâni și parcă am trăit o viață. Dar totuși suntem împăcați pentru că am atins scopul acestei emisiuni, adică am construit conexiuni reale și am făcut exact ce am simțit. Și eu mă simt foarte împăcat în cele din urmă. Poate s-a întâmplat asta mai târziu, dar și cum să spunem, mai bine m-a trezit decât niciodată. Am învățat aici foarte multe lecții, am cunoscut foarte multe tipologii de oameni, unii buni, unii mai puțin buni. După părerea mea, s-au legat prietenii, s-au legat relații de lungă durată și asta a contat foarte mult. Cumva pentru mine a fost un carusel al emoțiilor. Am trăit fiecare clip aici foarte, foarte intens, deși nu credeam că se va întâmpla asta. Mi s-a părut ireal încă din primele zile în care am ajuns aici, că am început să plâng la prima eliminare și am fost foarte debusolat. Dar cumva m-a reglat emoțional și am încercat să trec peste toate lucrurile astea, să mergem la parte, să ne facem treaba aici, să facem show, dar să ne și iubim. El când a intrat, eu eram abia cuplată cu Ciprian, cred că aveam 2 zile de cuplu și eram în procesul de cunoaștere cu Ciprian, încă nu înțelegeam că nu suntem compatibili, adică eram încă în cunoaștere cu el. Și nu eram interesată cumva să mai cunosc alți băieți, pentru că eu sunt genul de persoană, dacă mă concentrez pe cineva, nu mă mai interesează altcineva. Până am înțeles că nu prea mai place de Ciprian, adică nu mai suntem compatibili și am axat pe Luis. A contat părerea altora, nu faceți ca mine, nu faceți ca noi, lipsa de curaj, lipsa de comunicare și indecizia. Au fost destul de hotărâți când a trebuit să fim, pentru că timpul e scump, după cum observați. Din punctul meu de vedere a fost și ca o tatonare, să vedem exact ce fel de persoane suntem, pentru că nu ne știam foarte, foarte bine, nu știam ce voiam unul de la celălalt. Lipsa de comunicare, da. Și de curaj. Cumva am plecat de acasă cu temele făcute și am plecat cu niște fete în minte, Iana Nargi și Alexandra, cumva. Tu. Dar ajungând aici și văzând toată atmosfera și toate treburile care se întâmplă pe aici, cumva m-au făcut să schimb părerea. Da. În primul rând, Nargi era cuplată cu Ciprian și păreau destul de legați, să zic așa, și am apelat la a doua variantă, la Diana, care s-a și arătat a fi o persoană de treabă, mi-a arătat casa, cumva mi-a făcut prima impresie bună față de Diana și am încercat o relație cu ea. Că nu s-a putut, asta este partea doar. Cumva am flirtat și cu Alexandra mai timid așa, dar a fost mai mult de fan. Totuși am ieșit player încă din primele zile, așa că mi-am făcut și eu o simțită prezența prin casă. Când ai ieșit player, măcar să demonstreze, nu? Dar oricum, nu am demonstrat la capacitate maximă. Chiar am fost... mă țintit... Păi nu, am țintit către singura persoană inițial și nu am flirtat din prima cu toate fetele din casă. Mai știu ce. Eu puteam mai mult! Dar m-am abținut! Aveam potențial mai mare, dar m-am abținut! M-am reușit să mă mulânge asta. Nu
știu câți bani are Luis, dar zile multe are. Da, asta a fost o glumă. Normal că mie îmi plac băieții tineri care au mulți bani, băieții de părinți care au mulți bani. Și cu siguranță Luis, dacă nu are acum mulți bani, nu știu, nu l-am întrebat câți bani are. Ai mulți bani? Momentan nu am niciun ban la mine, încă suntem aici, deci nu am, suntem la fel, am pornit de la zero, pe bune. Atunci dacă nu avem niciun ban la noi, o să avem. Și zile mai puține decât te asiguram, că sunt cel mai mare. Da, are zile mai puține. Da. Diana, în emisiunea asta, a fost o profesoară pentru toată lumea. Ea știa totul despre fiecare, ea știa totul despre toate da, despre toate subiectele din lume. Cumva treaba asta, ea știa tot despre toți. Da, și cumva treaba asta ne-a inhibat pe toți și s-a văzut până la urmă și când a plecat, că nu a plecat cu prea mulți prieteni și nu a îmbrățișat-o nimeni. Deci capacitatea ei de a înțelege probabil ne-a depășit pe noi, muritorii de rând, și nu am n-am înțeles-o pe deplin. Dar mai bine să duce la clubul de carte decât să se ducă la Love Island. Da, exact. Pentru ce că aici, da, cumva ea a stat pe chestia asta de imagine, nu îi se strice imaginea, să nu, și a încercat tot timpul să joace un rol, să se folosească de oameni sau de situații ca să o avantajeze. Și cumva să se pună mai presus de toți, deși câteodată se vedea cu ochii liber că nu iese și este doar o minciună ieftină, părerea mea. I-am acordat și foarte multă credibilitate și cumva i-am dat aripi, pentru că, din punctul meu de vedere și numai al meu, eu am adus-o până în punctul în care s-a oprit. Și din câte știu, ați avut voi o discuție în care Diana i-a spus lui Luis: hai să ne comportăm de parcă am fi apropiați ca să ajungem în finală. Da. Da, a zis un pat ceva de genul, dacă să continuăm așa cum suntem acum, pentru că doar așa putem ajunge până în finală. Deci, practic, dorința ei de afirmare a fost mai presus de scopul jocului, de scopul de a te îndrăgosti. Și practic a vrut să grăbească toate lucrurile doar ca să ajungă la un punct mai sus al emisiunii. Nici de cum să formeze conexiuni sau alte treburi. Da, oamenii în general au păreri. Diana are o părere. De acolo de sus, de unde ea, de pe detal, cum consideră ea că e. Nu suntem niște oameni simpli, muritori, superficiali, dacă vrea ea așa să consideră. E ok. Nu o să încerc să o contrazic că nu e așa. Poate da, poate nu. Și da, fiecare om are dreptul la părere. Hai de aici se întâmplă. Ne-am cunoscut mai bine. N-a făcut sex. Da. Dacă asta mă interesează. Nu știu ce s-a văzut acolo, dar noi sex n-am făcut. Da, bine, am stat, am vorbit. Uite, dacă râdem chiar nu pare incredibil deloc și... Da, mi-a chiar o speram. Da. Măcar dacă făceam. Da, am vorbit, am avut discuții sincere, am vorbit, am mâncat. Bezele. Bezele, șocolată albă. Am sărit pe patul ăla plin de trandafiri. Am vrut să facem baie în cadă, dar apa era rece, așa că n-am făcut. Ne-am apropiat mai mult, am vorbit. Că n-am vrut să facem sex la televizor. Am căzut de comun acord de că comun acord să nu facem asta la televizor, deși tensiune sexuală sigur era acolo. Da. Clar era tensiune sexuală și ne-am obținut cu brio, zic eu. A fost greu, dar ne-am obținut. A fost o experiență foarte, foarte intensă, cu multe amintiri, oameni noi, cu tensiuni, un pic complicată, încercări noi, provocări noi, lucruri și obiceiuri pe care nu ne-am gândit vreodată că o să le avem și cu siguranță ceva nou care n-am mai trăit niciodată și probabil nu o să mai trăim niciodată. A fost, în concluzie, cred că una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Da, și pentru mine a fost o experiență complexă,
foarte, foarte mișto, deci total neașteptată, cu multe evenimente neașteptate. Aici am învățat cum să fim noi înșine, cum să ne comportăm cât mai firesc, cum să învățăm să iubim, să râdem, să ne bucurăm chiar și de momentele triste, să fim deschiși unul cu celălalt, să apreciem oamenii de lângă noi și, în principal, momentele frumoase dintre noi, fără social, fără telefoane, fără... pentru că noi am fost izolați acolo, am trăit pe bune fiecare moment. Cumva am trăit în bula noastră roz acolo, plină de flamingo și mai știe ce nebunii. Am învățat să ne distrăm, am făcut lucruri pe care nu credeam vreodată că o să le facem, mai ales la televizor. Și asta a fost super mișto. Am învățat să avem grijă la alte persoane, la să nu plecăm urechea la toate vorbele altora, poate frustrante pe alocuri, dar am să trecem peste. Foarte, foarte multe lecții. Am sumat foarte multe treburi în experiența asta. Exact. Cumva deschiderea asta totală, pentru că aici efectiv te-ai dezbrăcat de toate hainele, să zic așa, și metaforic vorbind, dar și fizic vorbind. A fost, nu știu, o experiență frumoasă, dar în același timp ciudată. Pentru că am ciudat de frumoasă. Eu chiar recomand experiența asta tuturor. Și eu la început am fost foarte sceptic sau nu prea eram cu inima deschisă, dar între timp fiecare experiență s-a meritat aici și recomand, chiar recomand treaba asta. Nu știu ce să zic. În primul rând, să facă ce simt, să fie deschiși, să fie sinceri și să se bucure de experiență, pentru că e o experiență cu care cu siguranță nu vor mai trăi nici unde în altă parte. Clar, clar, asta da. Și cred că e doar o dată în viață. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Să știți că eu chiar nu sunt răutăcioasă. Uneori îmi place să bârfesc. Dar asta face parte din mine. Vă mulțumim pentru toată încrederea pe care ați avut-o pentru noi până acum. Mulțumim că ne-ați ținut cumva în emisiune până acum, pentru că dacă nu erați voi, nu eram nici noi aici. Urmăriți Love Island România în continuare. Votați cuplul favorit și votați așa cum simțiți voi. Și ne bucurăm că ne-ați urmărit și ne vedem.